dragilor, astăzi vă prezint o prăjitură mega simplă, care am făcut-o un frate sau o soră am cremșnitului, deci lăsăm cremșnitul să se odihnească și venim cu o prăjitură ceva între cremșnit și totul cușmalul guguță moldovenesc. Am gândit această prăjitură cu ocazia Crăciunului. E o prăjitură mega rapid de gătit. Eu vă invit să urmăriți rețeta mea. Vom folosi pentru această prăjitură aluat foietaj. Puteți să-l pregătiți singur. Eu pe canal am rețeta în cazul în care doriți să-l pregătiți. Eu am să vă las la descriere și rețeta către aluat foietaj. Dar puteți să-l cumpărați și gata. În cazul meu eu vreau să vă arăt o prăjitură rapidă cu aluatul cumpărat gata pentru cei care sunt ocupați, nu au timp să stea să se joace cu aluat foietaj. Voi folosi, eu voi face o prăjitură mare, dar se poate deci la jumate, poate să fie, am 4 foi, o foaie cântărește 400 de grame, deci 1 kg 600 de aluat voi folosi. Tava mea în care eu voi coace prăjitura are dimensiunea de 25 cm pe 35 și acum îmi voi monta blatul să fie de aceeași dimensiune cu tava. Deci am nevoie de 2 blaturi. Întâi mi le croiesc de dimensiunea de care am nevoie. Un pic ca să vă îndrept cu sucitorul, nu foarte mult insist, doar un pic. Așa. Deci voi decupa un pic din el. Toate astea le vom folosi la decor, le vom coace, nu le aruncăm. Așa, acum urmează ceva foarte simplu de făcut. Aluatul nu mi s-a dezghețat foarte bine, dar nu e o problemă. Deci eu voi folosi fructe înghețate, am zmeură și am și coacăză. Puteți să folosiți orice fel de fructe. Eu mi-aș fi dorit vișine, vișine nu am găsit. Eu sunt o mare amatoare de vișine. Dar v-am zis, puteți folosi orice fel de fructe care aveți. Dar de dorit să fie roșii, eu am gândit această prăjitură pentru perioada sărbătorilor, pentru Crăciun, pentru Revelion. Deci așa am gândit o nuanță să fie alb cu roșu. De-aia vă recomand niște fructe roșii la alegere care vă plac. Fructele, cum vedeți, sunt înghețate, nu le-am dezghețat. Acum vin peste ele cu amidon, că vor lăsa zeamă atunci când se vor topi. Și amidonul le va lega. Presărăm amidon peste ele. Eu zahăr nu pun peste ele. Voi folosi crema, o face-o foarte dulce și atunci o să fie tocmai bine. Dar dacă iubiți o prăjitură mega dulce, puteți adăuga zahăr, dar nu vă recomand. Că e suficient zahărul care îl avem deja la cremă. Și acum doar un pic o lipim prin laterale. V-am zis, este o prăjitură fără dureri de cap, se gătește mega rapid, simplu de tot și foarte gustoasă. Acum îi pun folia de copt peste, ca să pot să o întorc. Așa. Puteam să lucrez direct pe folie, dar nu știu de ce n-am gândit-o. Astea le băgăm la loc. Se coace la 180 de grade, în jur de 20 de minute. Deci vom face 2 blaturi de genul acesta. Eu o presez așa bine. Cu o furculiță vom înțepa acuș. Înțepăm blatul. Să iasă aburii de la fructe prin înțepăturile acestea. Și
Și acum va merge la copt. Exact așa procedăm cu blatul 2. Blatul 2 voi folosi fructe, deci aici am folosit coacăză, în alalt, deci, pardon, aici am folosit zmeură, în alalt voi folosi coacăză. Puteți să folosiți același tip de fructe sau, ca mine, diferit. Este alegerea dumneavoastră cum să le combinați. Ideea este să avem fructe roșii în interior. Vom pregăti crema. Aici am 1 kg de iaurt grecesc, peste care adaug 750 g de mascarpone și 260 g de zahăr pudră. Este o cremă foarte ușoară. Vom mixa. Compoziția nu se mixează mult, se mixează foarte puțin, doar un pic, atât cât să încorporăm zahărul pudră în compoziție. Și crema este gata, o punem la frigider, o folosim când avem blaturile reci. Și acum trecem să montăm prăjitura. Deci jumătate din cantitatea de cremă o punem în interior și jumătate o să o punem deasupra. Este o prăjitură foarte cremoasă, simplu de gătit și foarte gustoasă. Lăsăm crem șnitul să se odihnească anul ăsta și gătim prăjitura asta cu fructe. Pentru amatorii de crem șnit, cu siguranță o să vă placă. Cătălina mea, la sigur, o să o adore. El este mare fan crem șnit. În general, îi plac prăjiturile franțuzești. Doamna care nu-i convine că vorbesc de soțul meu, îmi cer scuze, asta e, face parte din familie. Am primit observații că de ce vorbesc prin filmări de copii, de soțul meu, consider ceva normal, atâta timp cât fac parte din familie. Acum venim cu blatul 2. Finalizăm decorul, deci am decupat aluatul la care mi-a rămas, l-am copt și cu el îl punem deasupra, exact ca la Napoleon. Această prăjitură este bine să stea la frigider cel puțin 8 ore, necesită să stea mai mult, dar se gătește rapid. Nu vă ia timp mult la gătire, un pic mai mult timp să așteptați să o mâncați. Dar cum vedeți, este o prăjitură imensă, puteți să faceți doar jumătate din porție, este o prăjitură foarte mare. Mare și rapid se gătește. Deci am îmbinat toate, gustos, rapid, simplu și mult. Și acum va merge la frigider pentru 8 ore, mâine dimineață sau la prânz când am să o filez, am să vă arăt cum arată și în interior. Am filiat o prăjitura
Aici nu este toată prăjitura, doar un sfert din ea ce mi-a încăput mie pe acest platou, dar e o prăjitură destul de multă, deci puteți să o gătiți jumate din cantitate. Ce am vrut să vă mai zic, gustați crema, mie mi se pare suficient de dulce, dar eu nu iubesc dulcele să fie extrem, extrem de dulce, deci gustați, dacă crema vi se pare nu la fel de dulce cum o iubiți, mai adăugați un pic de zahăr, dar eu zic că este suficient de dulce. Cum vedeți, este o prăjitură foarte interesantă, are un gust între crem șnit și tortul cușmal guguți. Moldovenii îl cunosc, acest tort tradițional care se gătește la noi de Crăciun. Eu vă invit să gătiți această prăjitură, nu veți regreta, este o prăjitură foarte simplu de gătit, ați văzut, vă ia foarte puțin timp să o gătiți, este o prăjitură gustoasă și cu siguranță veți impresiona pe cei dragi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă invit și la alte rețete de ale mele.